Două persoane, soț și soție, au fost găsite decedate în casă duminică, prezentând urme de împușcare. Anchetatorii iau în calcul atât varianta omorului, cât și a sinuciderii. Scena macabră a fost descoperită în cursul zilei de ieri, 1 mai. Un apel la 112 a anunțat faptul că într-o locuință din localitatea Sărmaș, județul Harghita, un soț și soția acestuia în vârstă de 61, respectiv 58 de ani, au fost găsiți decedați în propria locuință. La fața locului a sosit de urgență un echipaj de ambulanță, care din păcate nu a mai putut face nimic pentru cei doi soți decât să constate decesul. Totodată a sosit și un echipaj de poliție care, în urma evaluării, a descoperit un pistol care se afla chiar lângă trupurile neînsuflețite ale celor doi. Arma a fost ridicată, iar procurorii încearcă să afle cum anume s-a întâmplat această scenă. Se ia în calcul atât varianta unei sinucideri, cât și varianta unei crime. În plus, în urma unei expertize amănunțite, se va stabili dacă arma găsită lângă cei doi soți decedați este funcțională și dacă s-a tras sau nu cu ea. Polițiștii au deschis deja o anchetă amplă în încercarea de a afla cum anume au murit cei doi soți de 61 și 58 de ani.